perspectivă, prin care voi evidenția doar câteva lucruri care pot să pară banale la prima vedere. Voi vorbi un pic și despre pilonul 1 din platforma noastră, din oferta noastră electorală, mai bine spus, după care o să-i rog pe colegii mei, pe domnul Dumitru, Ion Dumitru și pe domnul Barbu Dumitru, pe care îl salut și care îi mulțumesc că este viu, nevătămat și e chiar în forță, să vi se adreseze. O să vă spun faptul că voi mulțumi și o să vă solicite un surâs. Voi mulțumi partidului mare din județ pentru faptul că după ce am fost eu de două ori la Lungulețul, după ce am făcut de două ori apeluri pe două subiecte importante în ceea ce privește zona de sud a țării, și aici mă refer la producție și la faptul că munca e multă, banii sunt puțini și că au nevoie de suport pentru a-și vinde produsele la niște prețuri rezonabile în egală măsură cu munca pe care o depun. Ieri am înțeles că au reușit să se strângă cu alai, să găsească soluții și întrebarea, poate retorică pentru unii, ar fi de ce tocmai acum, de ce acum contactați chinezii și de ce în campanie? Pentru că până acum au avut posibilitatea să demonstreze că pot să facă ceva pentru acei oameni. Deși, repet, să nu fie înțeles greșit, le mulțumesc și le urez succes. Dar în același timp atrag atenția faptului că până acum au avut bugetul dâmbovițenilor, au avut la dispoziție și forța și puterea de decizie necesară. Sper să le lumineze Dumnezeu mințile și să facă ceva pentru acei producători, pentru că merită, muncesc mult, muncesc din greu și câștigă nu la fel de egală măsură. Asta e pe de-o parte. Al doilea subiect pe care l-am atins ieri și am observat că n-a fost ezitat foarte tare, a fost faptul că candidatul Partidului Național Liberal la funcția de președinte al Consiliului Județean, într-o intervenție televizată, spunea că în ceea ce privește redeschiderea școlilor în județul Dâmbovița, este totul bine și frumos, că aproape că avem lapte și miere pe șanțuri, însă, vă spun, ne mulțumește pe noi ca și echipă, pe noi ca și dâmbovițeni, un lucru. Nu cred că e vreun secret faptul că nu în toate unitățile școlare au ajuns măștile și dezinfectanți. Nu e vreun secret că o mare parte dintre unitățile școlare din acest județ au încă toaleta în fundul curții, și copiii, bineînțeles, că n-au posibilitatea să se spele măcar pe mâini atunci când se întorc la toaletă. Nu cred că este un secret din faptul că foarte puține unități școlare, și aici vorbim la cele din orașe și nu în toate unitățile școlare, dețin un cabinet medical prin care măcar un asistent să vadă din timp copiii, să poate să evalueze din timp situația unui copil cu o stare febrilă sau cu și așa mai departe. Nu avem așa ceva. Și n-am o problemă. Știu că e greu. Știu că nu se poate face de azi pe mâine. Dar e păcat să ne lăudăm la televizor că la noi totul este bine și frumos doar pentru faptul că am condus o perioadă inspectoratul școlar al județului și că, nu știu, întâmplător sau nu, conducem o campanie și ne asumăm o candidatură pentru președinția Consiliului Județean. Mai repede, dar nu-mi permis să dau sfaturi. Doar le spun să nu greșească, să nu folosească copiii, să nu ne folosească copiii ca monedă de schimb electorală pentru a obține mai multe voturi și la comanda guvernului să spună că la noi nu sunt probleme. Cu ce argument mai vin? Faptul că suntem unul dintre cele două județe, e vorba de Dâmbovița și Arad, cărora niște unități Horeca au fost închise în anumite zone, în 9 zone. Aici nu este un argument, nu putem să ținem cont și de realitățile crunte ale județului, de
particularitățile noastre. Haideți să fim responsabili și haideți să venim în fața dumbovițenilor cu probleme, cu soluții, astfel încât să nu fim nevoiți, ca oameni politici, să facem campanie doar în pre-campanie și campania alegerilor sau diferite la alegeri. Campania se duce pe timpul mandatului. Oameni buni, asumați-vă ceea ce declarați și atunci când ați primit încrederea oamenilor, începeți și demonstrați că n-au fost vorbe goale. Este un apel la bun simț, este un apel la normalitate și la responsabilitate. În egală măsură, vreau să mai punctez două aspecte legate de pilonul principal din campania noastră pentru alegerile locale și aici mă refer la colectarea separată. De ce?